Intervalele muzicale. Recapitulare. Intervalul muzical este raportul de înălțime dintre două sunete. Atunci când dorim să analizăm un interval muzical, ne uităm la cele două sunete din care este alcătuit. Sunetul grav se numește baza intervalului. Sunetul acut se numește vârful intervalului. Există mai multe moduri de a analiza un interval. După desfășurarea în timp a sunetelor componente, intervalul poate fi melodic atunci când sunetele se aud succesiv, ca în exemplul următor, sau armonice, atunci când sunetele se aud simultan, de exemplu. După direcția celui de-al doilea sunet, intervalele melodice se împart și ele în două categorii, în funcție de direcția celui de-al doilea sunet. Dacă al doilea sunet este mai înalt decât primul, atunci intervalul este ascendent. Iar dacă cel de-al doilea sunet este mai grav decât primul, atunci intervalul este descendent. O altă modalitate de a analiza intervalele muzicale se referă la numărul de trepte dintre cele două sunete componente. Să ne amintim intervalele învățate până în acest moment. Ascultă cu atenție cele două sunete cântate la pian. Intervalul muzical care ia naștere din repetarea aceluiași sunet se numește primă. Acum ascultă următorul interval. Folosește degetele de la mână pentru a număra din câte trepte este alcătuit intervalul. Intervalul muzical, alcătuit din două sunete alăturate, se numește secundă. Să ascultăm următorul interval muzical. Socotește pe degete de la sunetul grav până la sunetul acut prin câte sunete treci. 1, 2, 3. Intervalul muzical alcătuit dintr-un sunet dat și al treilea în ordine succesivă, ascendentă sau descendentă, se numește terță. Acum vei asculta un alt interval muzical. Numără pe degete sunetele prin care treci de la sunetul grav până la sunetul acut. 1, 2, 3, 4. Intervalul muzical, alcătuit dintr-un sunet dat și al patrulea în ordine succesivă, ascendentă sau descendentă, se numește cvartă. Vom asculta un alt interval. Descoperă, numărând pe degete, distanța dintre sunetul grav și cel acut. 1, 2, 3, 4, 5. Intervalul muzical, alcătuit dintr-un sunet dat și al cincelea în ordine succesivă, se numește cvintă. Să ascultăm încă un interval. Descoperă raportul de înălțime dintre cele două sunete, numărând pe degete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intervalul muzical, alcătuit dintr-un sunet dat și al șaselea în ordine succesivă, se numește sextă. Ascultăm penultimul interval. Acum încercăm să descoperim raportul dintre cele două sunete. Haideți să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intervalul muzical alcătuit dintr-un sunet dat și al șaptelea în ordine succesivă se numește septimă. Să ascultăm și ultimul interval. Haideți să numărăm sunetele de la cel mai grav la cel mai înalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intervalul muzical,
alcătuit dintr-un sunet dat și al optulea, în ordine succesivă, ascendentă sau descendentă, se numește octavă. Cu ajutorul acestei resurse educaționale deschise, ne-am reamintit toate intervalele muzicale învățate până în acest moment.